Să credem din toată inima ceea ce am cântat, că se cuvine să aducem mulțumire Domnului. Astăzi, prin harul Domnului, vom privi în Noul Testament la doi proroci, Agag și Anania. Unul dintre ei, Anania, este întâlnit în Damasc la începutul lucrării Apostolului Pavel, iar celălalt, Agag, îl întâlnim la Ierusalim și totodată pe teren, în misiune, chiar în raport cu Apostolul Pavel prin două profeții. Vreau să sesizăm din Noul Testament căci profeții sunt persoane importante în biserică și profeția este o lucrare de bază, căci este scris în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 4, despre lucrarea din biserică, din nou legământ, versetul 11, El, Domnul, a dat pe unii apostoli, pe alții, proroci. Și apoi sunt enumerate celelalte categorii. Aș vrea să fie clar tuturor că aici nu este vorba de prorocii Vechiului Testament, pentru că este scris în versetele anterioare, versetul 8, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. E vorba de prorocii rânduiți după înălțare. Cum de altfel, tot din Efeseni citim, din capitolul 2, pagina din stânga, versetul 20, vorbind tuturor credincioșilor, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul lungului fiind Iisus Hristos. Tot despre ei vorbește și Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Ca să fie clar tuturora, și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci. De altfel, lucrarea aceasta a fost profețită în Vechiul Testament prin Ioel, că atunci când Duhul Sfânt se va revărsa peste o mulțime de oameni, una din activitățile des întâlnite va fi profeția. Iată cum relua și interpreta Apostolul Petru în Fapte 2, profeția din Ioel, citesc din Fapte 2, de la versetul 16. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Iar Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni 14:1, vorbind despre derularea activităților în biserică, unde sunt și predici și cântări și alte lucrări dumnezeiești supranaturale, 1 Corinteni 14:1, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Haideți să îi luăm la rând pe cei doi profeți și să privim puțin în dreptul persoanelor, a vieților și apoi a activității, sau mai exact a profeției, a conținutului mesajului lor. Să vorbim mai întâi despre Anania, cel pe care îl întâlnim în Fapte, capitolul 9. Iată ce citim despre viața sa. Versetul 10. În Damasc era un ucenic numit Anania. Deci el făcea parte dintre credincioșii din localitatea Damasc. Dar în alte referințe ale Bibliei, în Faptele Apostolilor, capitolul 22, avem și alte detalii despre el. Să citim din Fapte 22, versetul 12, unde Pavel relatează. Și a venit la mine un om numit Anania. Și acum o primă calitate, bărbat temător de Dumnezeu după lege.
El și înainte de convertire făcea parte dintre evreii credincioși și supuși Scripturilor Vechiului Testament. Probabil participa cu regularitate la slujbele de la sinagogă, respecta cerințele legii. Era un om pentru care cuvântul lui Dumnezeu din legea lui Moise, din profeți și din psalmi avea valoare. Se temea de Dumnezeu și de cuvântul său. Ce putem să înțelegem de aici? Că un om pentru a fi ales de Dumnezeu ca profet, pentru a putea fi folosit, trebuie să aibă temere de Dumnezeu. Trebuie să aibă respect pentru Dumnezeu, să aprecieze cuvântul lui Dumnezeu. Cum va fi culoarea minte la un cuvânt profetic descoperit lui, dacă mai întâi nu este atent la cuvântul descoperit în Scripturi, care în cea mai mare parte a fost dat prin profeți, prin oameni care au avut inspirație, revelații? Ar fi o neconcordanță. Când în Scriptură spune de mii de ori așa vorbește Domnul și el să nu țină cont de așa vorbește, de ce a zis Dumnezeu după un așa vorbește, dar el să prorocească și să înceapă să ne spună așa vorbește Domnul. Auzi, mai întâi, auzi tu ce a vorbit Domnul. Și apoi să spui la alții ce vorbește Domnul. Tot aici ni se spune despre el, cred ca urmare acestei calități despre care deja am amintit, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Iată un om cu o bună imagine în colectivitate, cu caracter. Pentru că iudeii erau pretențioși. Ei judecau după lege, după regulile lor. Nu orice om putea să ajungă să fie vorbit bine de iudei. Ei aveau dreptarul judecății, legea. Și totuși, acest om și-a câștigat un nume bun în colectivitatea ucenicilor din Damasc, cred și a celor din jur. Scriptura menționează câțiva oameni care au ajuns să fie vorbiți de bine. Rămânând tot în Faptele Apostolilor, vă citesc și despre sutașul Corneliu, unde cei trimiși de el la Petru au spus în versetul 22, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor. Iată cum și acest roman și-a câștigat o bună reputație. Se predica nu demult aici că cea mai importantă declarație făcută despre noi este ceea ce poartă amprenta divină. Și totuși s-a spus și este adevărat, afirm și eu acum, trebuie să ținem cont de imaginea celor din jur, de imaginea noastră în fața celor din jur. Pentru că nu se poate ca un om credincios, evlavios, să aibă un nume rău. Nu doar că ar fi afectată lucrarea, dar este afectat numele Domnului. Erau și alții atâția iudei care n-aveau o imagine bună și despre care spune Scriptura în Roman capitolul 2, vorbindu-le prin Pavel ca și o mustrare. Versetul 24, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Să ne dea Dumnezeu harul, spun în concluzie, ca să ne purtăm frumos, să ne temem de Dumnezeu. Și apoi oamenii, văzând viața noastră, măcar în ziua cercetării, să slăvească pe Dumnezeu pentru aceasta. Și să spună, da, e un om credincios. Nimic de spus, e o femeie evlavioasă. Să privim acum la profeția acestui om și la felul în care s-a raportat el la slujba lui. Acest cuvânt poate fi folositor în prim plan celor care au darul prorociei, dar are și un uz general, pentru ca să-i putem cunoaște pe profeții adevărați, să știm cum să ne raportăm la ei, cum să-i citim, să-i înțelegem, să-i ascultăm. Revin la Fapte, capitolul 9, și citesc versetul 10 în întregime.
În Damasc era un ucenic numit Anania. Domne, sunt într-o vedenie, Anania. Iată-mă, Doamne, răspunse el. Rețineți disponibilitatea profetului. Dumnezeu este gata să vorbească. Dar unde este omul care să spună, iată-mă? Sau expresia întreagă, iată-mă, trimite-mă. Cea pe care a rostit-o Isaia în capitolul 6. Cea pe care din veșnicii a rostit-o Domnul Iisus, iată-mă, trimite-mă. Să fii disponibil. Dumnezeu are nevoie de oameni care să-i stea la îndemână. Adesea aveam de-a face cu oameni capabili, calificați, dar că nu sunt dispuși să facă o lucrare, care nu sunt gata să alerge, să sacrifice poate timpul liber sau să lase din activitățile vremelnice și să spună, Doamne, stau aici la îndemâna Ta. De exemplu, un proroc poate fi chemat undeva sau poate să primească un telefon să spună cineva, vreți să venim la rugăciune? Poate are treabă. Va putea să spună, iată-mă, sunt gata? Vă mai citesc despre David din cartea 1 Samuel, capitolul 17, că atunci când tatăl său a vrut să-l trimită în tabără la Saul, în timp ce erau în război cu filistenii, scrie aici 1 Samuel 17, versetul 17, Isaia a zis fiului său David, ia pentru frații tăi acest bagaj și du-te. Iar în versetul 20 citim, David s-a sculat dis de dimineață, a lăsat oile în seama unui pasnic și a plecat. Cum îi poruncise Isaia? Caracterul său ascultător, felul său prompt de a acționa, l-a marcat pentru totdeauna după aceea. Iată un exemplu doar. Capitolul 22, versetul 14. Își câștigase caracteristica aceasta de a acționa ori de câte ori este nevoie. Ahimelec a răspuns împăratului, care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături de credinciosul David, genere împăratului? Ascultați, gata la poruncile tale. Și apoi, înconjurat cu cinste în casa ta. Poate aveți copii care sunt prompți și spun, gata, mă duc. Dar mai este câte unul care spune imediat. Și imediat este cât la leneșul din Proverbe, numai puțin. Și tot întârzie și tot o lasă și nu mai ajunge să o fac. Când Dumnezeu ne cheamă, este bine să ne angajăm. Dar nu ca acel fiu din pilda din Matei 21, că mă duc și nu s-a dus. Să zicem că mergem și să și plecăm. Amin? Revenim la fapte nouă să observăm ceea ce scrie în versetul 11 și ce se poate înțelege de aici. Deci, de îndată ce a fost gata, Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Profetul a avut o trimitere precisă. Dacă un poștaș nu știe cui să-i ducă scrisoarea, vă dați seama ce s-ar încurca lucrurile? Citeam cândva că într-o localitate din Turcia există 42 de oameni cu același nume. Și când sosește o scrisoare pe numele lor, este citită în public. Și cel în cauză să-și ia partea lui, dacă înțelege că lui se adresează. Dacă un proroc ar avea un mesaj bun, dar în loc să spună că e pentru fratele Ion, ar zice că e pentru Nicolae, poate ar fi mereu ca și cum un medic ar da un diagnostic la o altă persoană. Ce s-ar fi întâmplat să se ducă la o altă adresă? Mi s-a întâmplat mie anul acesta, am plecat undeva în Italia să mă duc la... Și cu un navigator la bord... Am scris frumos strada, numărul, numai că în mesajul ce mi s-a trimis pe telefon a fost trecute două nume. Și eu, cunoscând numele orașului Udine, am
Dar stat că e vorba de Udine. Am crezut că celălalt nume ține de vreun cartier sau vreo suburbie de acolo. Aparatul m-a dus, cum știți, cu toată blândețea, cum spunea cineva că persoana de la navigator niciodată nu se enervează. Și da, greșești, spune altă variantă și tot te lămurește. Și pe când am ajuns acolo, telefonez familiei, am ajuns la destinație. Și ei mă întrebau unde, că reperele care le dădeam eu nu semănau cu ceea ce spuneau ei. Pentru că era aceeași stradă, același număr, dar într-un alt oraș. La 40 de kilometri. Bine, pentru mine acolo a fost ieftin, că n-am mai trebuit să mă duc până acolo, că oricum seara trebuiau să fiu la biserică, nu din ei. Dar pentru o neînțelegere, pentru un cuvânt în plus sau în minus, se încurcă o adresă, o destinație. În același timp, în partea cealaltă, Domnul i-a vorbit lui Saul. Iată ce scrie aici, de la versetul 6. Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și îl aștepta acolo și se ruga. El știa că va veni cineva. Sau poate și mai de înțeles este în capitolul următor, în capitolul 10. Când Domnul îi vorbește lui Petru că vine cineva la el, îi dă lămurirea necesară și în același timp îi vorbește la Corneliu, care trimite oamenii și se întâlnesc. Dacă vreo adresă ar fi fost dată greșită, cum ar fi trecut mântuirea la neamuri? Deja de la început ar fi fost o încurcătură, dar cât de precise și de înțelese au fost lucrurile. Sau dacă mai vreți un alt exemplu din Vechiul Testament, puteți lectura acasă, pentru cine dorește și îi place Scriptura, Dumnezeu a vorbit lui Moise pe munte. Și Moise tot motiva, refuza, tărăgăna. Și ca un ultim ajutor și argument îi zice, fratele tău va veni înaintea ta. Ai acolo pe fratele tău, pe Aaron. Și în timp ce mergea spre Egipt, Domnul i-a vorbit lui Aaron, ieși în întâmpinarea lui Moise. Și s-au întâlnit, spune Scriptura, în pustie. Pentru că Dumnezeu vorbește ambelor părți. Dumnezeu nu este doar unul care face să fie găsit destinatarul, dar el să fie ca unul care nu acceptă și care nu recunoaște pe expeditor. Pentru că la Dumnezeu nimic nu lipsește. Toate se împlinesc și toate se întâlnesc la vremea potrivită. Să dea Domnul profeților adrese corecte. Mai sunt și lucruri slabe uneori. Dar astea sunt din îndrăzneala unor oameni nepricepuți. O zi recent o mărturie a unuia căruia, fiind tânăr, s-a profețit, du-te și a dat un punct fix, că acolo îți vei întâlni partea. Pentru ca cine și-a luat îndrăzneala să-ți profețească, să-și trimite exact fica acolo. Dar spunea fratele, Domnul m-a păzit și n-am căzut în capcană. Deci iată de ce ar fi în stare oamenii uneori, ce mojicie, să face asemenea potriviri și lucrături omenești. Dar pe ai săi Domnul îi păzește. Ce bine că Anania a știut unde să se ducă și Pavel îl aștepta. Tot de aici, din mesajul care urmează, înțelegem ceea ce de altfel e scris și în alte părți, căci profeția trebuie să fie în măsura credinței prorocului. Iată ce zice Domnului Anania, citesc de la versetul 12 în continuare. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea, cum am spus. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim, ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți și ce cheamă numele tău. Adică, Doamne, după logica mea,
Nu știu dacă trimiterea asta este potrivită. Cum să mă duc în fața unui prigonitor? Nu mă leagă? Cum să spun că acest om are o chemare specială? Că tu ai un dar pentru el, că vrei să faci o minune, o lucrare a ta? Dar Domnul a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamului, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat, a primit măsura de credință ca să poată transmite acel mesaj și să poată să efectueze lucrarea. Pentru că, citesc din 1 Corinteni 14 cu 32, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Nu s-ar fi putut ca Domnul să răpească pe Anania și să-l ducă și să se trezească acolo la poarta lui Iuda și să-i fie teamă să intre înăuntru. Să spună, nu intru. Cum omul acesta să aibă un asemenea har? A primit încredințarea. De aceea, un proroc trebuie să creadă el mai întâi, nu cel ce aude, el, ceea ce prorocește. Cum vă imaginați pe un Daniel profețind despre schimbările regatelor, dar el în același timp se îndoiască să spună, nu se poate, cum să cadă Babilonul? Sau gândiți-vă la Habacuc care spunea, Doamne, când am auzit ce ai vestit, m-am îngrozit. Adică, Doamne, eu m-am îngrozit fiindcă am crezut ceea ce s-a vestit. De aceea spune același apostol Pavel în Roman 12 cu 6, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui și Dumnezeu să mărească măsura de credință a profeților. Dar să privim la cuprinsul mesajului și vom vedea, revenind la Fapte capitolul 9, că Anania i-a descoperit lui Saul anumite date din trecut. Este un domeniu de referință pentru profeți, descoperirea tainelor. Iată ce scrie în versetul 17. Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să scapezi vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Și dintr-o dată Saul putea să-ți dea seama că prin Duhul se cunoaște trecutul. Este și un alt amănunt, tot în Fapte, capitolul 22, versetul 14, unde este o versiune diferită. El mi-a zis, declara Pavel, Dumnezeu părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui. Aceasta nu putea să știe Anania decât prin Duhul, că cei din anturajul lui Pavel au văzut și ei vedenia, dar cuvintele au fost adresate numai lui. Ceilalți n-au știut despre ce este vorba. Deci, o descoperire clară asupra trecutului. Îmi spunea un frate pe care Domnul l-a ajutat să o rupă cu lumea cu ocazia unei părtășii într-o seară în care a avut și un mesaj, cum Domnul i-a amintit exact anumite detalii din viața lui în urmă cu 8 ani, când el se hotărâse prima dată să se pocăiască. Și a fost scopleșit de exactitatea datelor date de Dumnezeu, văzute prin prisma divină. De asemenea, putem reține de aici, din mesajul lui Anania, că au fost făcute descoperiri pentru prezent, pentru ceea ce trebuia făcut atunci. Este scris tot aici, în capitolul 22, versetul 16. Și acum ce să bovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului. I-a spus ce trebuia să facă în ziua aceea. Și cum scrie în Fapte 9,
versetul 18, chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Pentru că în versetul 12 se spunea, căci Pavel a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete vederea. Lucruri care s-au împlinit în ziua aceea. Atunci el era locul. Descoperirile pentru prezent pot să arate ori împlinirea unor lucrări ale lui Dumnezeu. Exemplu, cum a spus acel om venit din Iuda la Betel. Altarul se va despica și cenușa va curge de pe el. Sau anumite lucrări care trebuie făcute în ziua aceea. Cum se spunea în Vechiul Testament, iată ziua în care Domnul zice, astăzi acționează, fă o lucrare. Alte profeții privesc viitorul și trebuie să le așteptăm. Atât profetul cât și cei cărora le se adresează. Poate va trece generația noastră, se va împlini doar cu alții. De aceea e important să putem discerne ce trebuie să facem astăzi, ce se referă la prezent și ce se referă la o altă vreme mai imediată sau mai îndepărtată. Aici este scris în Fapte 9, de la versetul 15, dar Domnul i-a zis, du-te căci este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor. Asta s-a împlinit numai după câțiva ani. Înaintea împăraților. Au mai trecut ani până când Pavel a ajuns arestat și a anchetat. Și înaintea fiilor lui Israel. A profețit, a lucrat o vreme și printre evrei. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Iată cum Domnul i-a vorbit nu doar despre lucrarea lui de evangelizare, de apostolat, cât și despre suferințe, pentru că Pavel a suferit foarte mult. Și dacă Domnul nu i-ar fi vorbit să aibă încredințarea din capăt, poate ar fi avut, cum scrie în 2 Corinteni, capitolul 1, mai multe momente în care să-și piardă nădejdea. Dar el știa ce l-așteaptă. Dumnezeu la angajare i-a arătat fișa apostolului cu tot ceea ce cuprinde ea, ca să știe ce are de făcut. Poate ați avut mesaje în care Dumnezeu v-a spus, poate unor tineri, vreau să-ți dau binecuvântare, să te ajut să lucrezi așa, dar poate în același timp ați fost avizați, nu-ți va fi ușor. Țin minte un mesaj pentru o tânără în care Domnul îi spunea, ce mi-ai cerut îți voi da, binecuvântarea după cum ai vrut-o. Dar în viață vei avea o cruce de dus și lupta nu-ți va fi ușoară pentru că va trebui să nu te prețuiești pe tine pentru lucrarea mea. Haideți să reținem și fața poate plăcută a viitorului, dar și aspectele mai grele de suportat sau poate nedorite. Dar toate, dacă sunt de la Dumnezeu, se vor împlini întru totul. Tot în același mesaj citesc din capitolul 22 și aici, pentru cei cărora le place să studieze Biblia, le las o tematică puțin controversată. Iată întrebarea. Și scrie aici de la versetul 14 și în 15. I-a vorbit Dumnezeu direct lui Pavel pe drumul Damascului sau i-a vorbit lui Anania și Anania i-a spus lui Pavel? Dacă citim doar aici, înțelegem că Anania i-a vorbit. Ascultați cuvintele. Dumnezeu părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ascultați ce scrie în capitolul 26, tot Faptele Apostolilor, de la versetul 15. Cine ești, Doamne, am răspuns eu? Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și aceleași cuvinte, cu puține modificare, sunt trecute aici că au fost vorbite Domnul pe drum, nu prin Anania. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor
atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamului la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Deci, i-a vorbit Domnul aceste cuvinte, asta e întrebarea, deci o repet, lui prin vedenie sau prin Anania? Sau i-a vorbit și lui Domnul și a confirmat sau a întărit prin Anania? Pentru că nu toate cuvintele se regăsesc în mesajul profetului și în cel care arată că au fost puse într-o vedenie, într-un cuvânt adresat direct de Domnul lui Pavel. Oricum, ceea ce este cert, ambele veneau de la Domnul. Din cele de aici, eu înțeleg că Dumnezeu i-a spus de la început că avea să-i facă anumite descoperiri și Pavel a avut parte de harul completării cuvântului lui Dumnezeu. De multe ori spun el, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de ceea ce vă scriu. Pavel nu a scris anumite învățături din epistolele sale pe baza studiului biblic, cum am face noi aici și explicăm. El a primit direct de la Dumnezeu interpretarea unor pasaje din Vechiul Testament sau chiar completarea unor noțiuni necesare pentru biserică. Ceea ce este important și menționez în finalul discuției despre Anania, lucrarea a fost executată, atât că el s-a dus și a profețit și a făcut și alte lucrări după cum a fost mandatat de Dumnezeu, dar și că totul s-a împlinit, nu doar în ziua aceea, s-a împlinit peste ani. Cum este scris în Vechiul Testament despre Samuel, că Domnul n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele lui. Toate acestea aveau să se împlinească. Dacă un proroc vorbește cu siguranță de la Domnul, cuvintele lui se vor împlini, ca și cum ar fi un cuvânt adresat din Scriptură și trecut drept canonic. Numai problema se pune să fie omul temător de Dumnezeu, să fie omul lui Dumnezeu care să primească mesajul direct de la Dumnezeu, să ridice asemenea proroci. Amin. Trecem la celălalt, despre care citesc în Fapte 11:27. În vremea aceea s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei numit Agab, deci făcea parte dintre ucenicii de la Ierusalim. În biserica din Ierusalim erau mai mulți proroci care slujeau Domnului în biserică alături de prezbiteri și de apostoli în primul rând. Atunci când s-au adunat frații la Ierusalim pentru a dezbate problema legii în raport cu neamurile, scrie în Fapte 15, versetul 4, când a ajuns Pavel și Barnaba la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri, dar prorocii erau și ei acolo. Pentru că scrie mai apoi în versetul 32, că dintre cei prezenți, dintre oamenii de bază, am spune, și acum am zis de la început, Iuda și Sila, care și ei erau proroci, deci mai mulți proroci în biserică, bărbați de încredere, au fost trimiși să întărească cele scrise în recomandarea și hotărârea de la Ierusalim. Nu doar la Ierusalim erau mai mulți proroci. Scrie aici, în Fapte, capitolul 13, versetul 1, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Și totuși, cei de la Ierusalim s-au coborât în Antiohia și acolo a prorocit unul dintre musafiri. De altfel, pe Agab îl întâlnim încă într-o altă misiune, în Fapte, capitolul 21, în altă localitate. Scrie aici de la versetul
8, a doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Acum versetul 9. El avea, deci Filip care locuia acolo, 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam acolo de mai multe zile, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea. Deci, înțelegem că în vremea aceea, prorocii, ca și ceilalți lucrători, mergeau în misiune. Dar erau proroci și unde mergeau? Pentru că este și logic, normal, natural. Prorocii de la noi nu vor merge într-o biserică care nu acceptă proroci. Pot să meargă dacă sunt trimiși de Domnul. Dar nu va putea să fie o colaborare permanentă. Se duc o dată și poate a doua oară vor fi cu grijă ca să nu-i scape să prorocească. Dar unde și unii și alții cred profețiile, se ajută în lucrare. Întăresc cuvântul. Cum spune Apostolul Pavel despre predicare, astfel, ori eu, ori ei, ori noi, plural, așa provoduim. Despre proroci ar fi putut spus, ori eu, ori ei, ori noi, așa prorocim. Așa cum a fost și în Vechiul Testament. Când cu ocazia răpirii lui Ilie la cer, nu doar lui Elisei a descoperit Domnul prin Duhul ce se va întâmpla, și altor proroci l-a descoperit. Sau cum mi se scris pe Domnul Iisus, toți prorocii mărturisesc despre El. Și unul poate să aibă o descoperire și altul. Ei se completează unul pe altul. Fiecare după măsura lui de credință, după nevoia sau după darul pe care Domnul are pentru fiecare. De la Agab, înțelegem câteva probleme legate de forma lucrării. Pentru că vedeți și vremea noastră, unii se manifestă într-un fel când prorocesc, alții într-alt fel. Iată ce scrie în Fapte 11, versetul 28. Agab s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Probabil stăteau la rugăciune sau la o discuție, la o părtășie, s-a ridicat în picioare și a început să prorocească. În mod spontan. Aceasta este în concordanță cu învățătura pe care o dă Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, când scrie el de la versetul 29, pagina 1124, cât despre proroci să prorocească 2 sau 3 și la să judeci. Și acum versetul 30. Și dacă este făcut o descoperire unuia care șade jos, cel din tâi să tacă. Deci cel din tâi fiind în picioare, prorocea, și se ridică un altul, care îi completează mesajul, sau poate aduce un alt mesaj. Această poziție făcea ca profetul să fie evidențiat în adunare, adică să fie văzut, să îi se ofere oportunitatea să rostească mesajul. Se ridică uneori întrebarea dacă este corect ca un proroc să întrerupă o predică cu profeția sa. Dacă profeția este prin Duhul, eu cred că nu va încurca predica. Fie că va face o completare, adică în sensul că lucrarea va fi îmbunătățită și va merge pe același făgaș, fie că dacă Domnul va găsi de cuvință, profeția va fi într-un cu totul alt domeniu, dar atunci este momentul. Cu asta nici nu vreau să spun că toți profeții de acum să fie pregătiți să întrerupă predicile, că atunci va fi mai ok. Poate sunt mesaje cu care trebuie să aștepte până la sfârșit și să o spună profeția doar celui în cauză. Dar cu tot controlul care are un proroc asupra profeției sale, dacă are îndemnul și are călăuzirea, poate să se ridice și să spună, în timp ce altul poate cântă sau poate profețește. Și dacă lucrarea aceea vine de la Domnul, va avea un curs binecuvântat. Evident că vor fi și oameni care se vor ridica ca să bruieze. Și cel mai bine să fie o împotrivire la nivel de Duh împotriva acestora. Aceasta e cea mai minunată lucrare, când se ridice cineva și să-l blocheze în Duhul. Dacă nu va fi nevoie să-l blocăm verbal sau în ultimă instanță, Doamne ferește, poate trebuie să-l scoată cineva cu forță afară.
O altă caracteristică a lucrării lui Agab este în Fapte, capitolul 21, și este una mai rar întâlnită, 21:11. Profetul a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acesta, al cui este brâul acesta, și îl vor da în mâinile neamurilor. Pentru noi este mai neobișnuită, dar pentru ei nu cred că era neobișnuită, pentru că ei proveneau dintr-un mediu iudaic și în Vechiul Testament erau fel și fel de simbolism. Pe vremea lui Ahab, un profet s-a legat la ochi și așa s-a manifestat în lucrarea lui. Ba chiar Domnul a pus pe Ezechia să stea culcat numai pe o parte sau pe alta, să-și facă bagajul, la gând că pleacă, pentru că așa urmau să plece evreii în robie. Deci iată cum astfel de imagini fizice pot fi folosite. Dar iarăși aici este nevoie de multă chipzuință și călăuzire de la Domnul, pentru că dacă fiecare proroc în biserică ar apela la asemenea manifestări, până la urmă am avea un fel de teatru, fiecare cu piesa lui. Deci, repet, pentru mediul iudaic de acolo, manifestarea lui a fost una specifică. N-am interzice ca cineva să dea anumite repere, însă această parte a lucrării, deci felul în care trebuie să se desfășoare, să nu fie unul învățat, că așa este tipicul. Și numai dacă este dictat de Duhul pentru o evidențiere, pentru ca să fie mai pregnant. Tot de aici din versetul 11 vă rețin cu introducerea. În timp ce urma mesajul, el a zis, iată ce zice Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este cel ce profețește prin om. Știți că în vremea noastră, în anumite zone ale țării, se spune Iisus Hristos a venit în trup sau alte și alte formule. Ele pot fi bune sau pot fi greșite. Unii le pronunță așa, fiindcă așa s-au obișnuit. Ce avem aici este o expresie care îmi pare cea mai corectă. Iată ce zice Duhul Sfânt. În Vechiul Testament, profeții obișnuiau frecvent expresia, așa vorbește Domnul. Deci există libertatea unei introduceri sau unei încheieri, dar dacă este artificială, nu cred că ajută la ceva, nu cred că îmbunătățește mesajul. Deci să ne ferim de formulări învățate, mecanice, și să lăsăm doar ceea ce este curat, ceea ce este biblic, sau dacă este ceva special, dar este spontan, să ia Duhul Domnului în primire pe acel proroc. Amin. Iată conținutul lucrării. Celei din tâi și apoi acelei de a doua. Mai întâi, Fapte 11, versetul 28. A vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Cei de acolo n-au lăsat ca mesajul să fie rostit, atât tot i-au dat crezare. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri pe mâna lui Barnaba și a lui Saul. Deci un mesaj a cărui aplicație privia întreaga biserică. Ei au fost gata să execute ceea ce s-a poruncit. Istoria biblică a Vechiului Testament iarăși este legată de evenimente în care oamenii au primit mesaje despre foamete. Amintiți-vă de egipteni care au crezut și ei. Și prin Iosif le-a fost salvată viața lor și a națiunilor de prin prejur. Femeia din vremea lui Elisei care a crezut că vine foamete și a plecat și așa mai departe. Iată ce importanță a avut acest mesaj. Poate au fost oameni care se rugau să le dea Dumnezeu pâinea aceea toate zilele. Cum ar fi știut
cei de acolo cu anticipație să adune ceva. Pentru că post factum, după ce au văzut sărăcia, puteau și ei să se trudească. Dar este prea târziu să mai faci ceva în asemenea situație. Oare noi ținem cont de mesajele care ne sosesc din partea Domnului? Chiar aici în biserica noastră au fost vreo două mesaje, îmi vin în minte, despre sărăcie, despre foame. Le luăm în considerare? Numai dacă vrem. Altfel putem să trăim mai departe fără ele. Dar paguba aia noastră. Aici s-au ales cu alimente cei de la Ierusalim și se vor alege cu răsplată cei din bisericile acelea, în mod special din Antiohia, unde a fost profeția. Încă Pavel a luat acest obicei și apoi l-a practicat în celelalte biserici, ajutând sfinții de la Ierusalim, fiindcă a fost nevoie pe o perioadă mai îndelungată să fie sprijiniți. Am putea spune că este un mesaj pentru probleme economice, pământești. Românii care sunt împrăștiați prin Europa au diverse mesaje pe tema revenirilor sau a felului în care trebuie să se implice în viața socială, economică. Și mesajele au fost că cei care vor ține cont se vor alege cu binecuvântare, iar alții vor rămâne cu mâinile goale. Dar Dumnezeu nu neapărat afișează pe toate monitorurile mesajul său. Profețește și ferici de cine ia aminte. Dumnezeu este implicat în probleme de ordin pământesc, material. Și profețește. Amintiți-vă de Pavel, care în timp ce mergea cu corabia spre Roma, a spus, trebuia să rămânem aici. Altfel, noi o să scăpăm, dar corabia și tot ce e pe ea se pierde. Stăpânul corabiei n-a ținut cont, dar a rămas fără corabie. Nu știu dacă atunci erau asigurări, ca în vremea noastră, să dea cineva corabie înapoi. Pentru că n-a ținut cont și a pierdut. În cea de-a doua profeție avem un mesaj, capitolul 21, versetul 11, pentru apostolul Pavel, în care profetul a zis, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela cu este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo au rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plânți așa și înrupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Fiindcă am văzut că nu-L putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Ce ar fi trebuit să facă Pavel? Să nu se suie? El a zis, și altora, capitolul 20, versetul 23, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Deci, aici a fost profețită arestarea lui, dar nu i s-a spus să nu se suie. I s-a spus ce se va întâmpla. Dacă nu s-ar fi suit, evident că în forma aceea nu s-ar mai fi împlinit mesajul. Dar Dumnezeu a știut ce se va întâmpla. Întrebarea se naște și o las pentru dumneavoastră deschisă. Ar fi fost bine dacă Pavel nu s-ar fi suit? Sau, generalizând, întreb, sunt anumite mesaje în care avem opțiuni în care am putea să facem așa sau să facem altfel? Și eu cred că, spun pentru alte domenii, căsătorie, locația unde va fi cineva sau implicarea într-o lucrare sau alta, poate fi lăsată la libertatea omului, dar rezultatul va fi în funcție de alegere. Ucenicii au stăruit, era normal, era omenesc, natural, ceea ce ei l-au rugat pe Pavel sau l-au sfătuit. Însă el era hotărât. Ce s-a întâmplat mai apoi la Ierusalim? Este foarte greu să spunem dacă a fost o călăuzire de 100% a apostolului Pavel. Mă refer aici la jertfa care a adus-o într-un templu a cărui valabilitate expirase. Dar totuși, Domnul i-a vorbit și lui direct de faptul că va ajunge să propovăduiască și la Roma și că nu va fi ucis din potrivitorii lui. Știți că la un moment dat luase o hotărâre să nu mai postească, să postească, să nu mai mănânce până când îi vor lua viața. N-au putut să facă asta.
Dacă sunt astfel de mesaje în care suntem avertizați, dacă există posibilitatea în mod corect să evităm greul, să ne rugăm ca Domnul în Ghețimane, dar nici de cum să nu încurcăm voia Domnului. Dacă se poate și altfel, și nu vrei, dar gândiți-vă la consecințe. Iar cum scrie aici, dacă ucenicii au văzut că nu pot să-L înduplece, au zis doar, facă-se voia Domnului. Sesizați aceeași expresie ca la Domnul în grădină? Deci când există alternative, cea mai bună este voia Domnului. Mai lansez o întrebare. Cum înțelegeți ce au zis cei de lângă David despre un mesaj posibil, așa se poate înțelege? Iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău mâinile tale, fă ce-ți place. Ar fi fost corect dacă David ar fi acționat altfel? Și să spună, așa a fost mesajul? Deci, sunt niște lucruri foarte sensibile, în care cel credincios va fi călăuzit, nu va fi indus în eroare, și chiar dacă Dumnezeu ar da o anumită libertate, el ca un rob va spune, Doamne, facă-se voia Ta. Închei cu două idei scurte. Deci este foarte importantă viața prorocului. Prorocul trebuie să fie cunoscut, să fie un om credincios, integrat în comunitate. Prorocul nu este o persoană independentă, care nu se lasă să fie controlat, judecat. Anania era un om temător de Dumnezeu, vorbit de bine. Agag era unul dintre oamenii din Ierusalim care colabora cu credincioșii din diferite colectivități. Pentru că altfel, spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 2, și n-aș vrea să ne induc aceasta în eroare, și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Deci să nu ne induc în eroare un om prin calitățile lui profetice. Nu. Mai întâi și mai întâi, a avea dragoste înseamnă a trăi credința, să fie un om credincios, cu teamă de Dumnezeu, un membru bun într-o biserică. Acela este calificat pentru a fi proroc, dacă are chemare. Și într-o a doua idee, să reținem cât de important este un mesaj profetic prin beneficiile lui, ce câștig avem. Profețiile nu sunt date doar să satisfacă curiozitatea cuiva, doar pentru pronosticuri. Ele sunt aplicative. Noi trebuie să facem ceva. Domnul a vorbit lui Anania și le-a trebuit să meargă. Domnul a înștiințat pe Pavel și l-a știut ce are de făcut. De aceea spune tot aici în 1 Corinteni 14 cu 3, cine prorocește, dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Iată beneficiile mesajului. Aceea profeție a lui Agag pentru Pavel a avut rostul poate de a-l întări atunci când avea să fie arestat. Aceea profeție cu foamete avea rostul ca credincioșii de la Ierusalim să fie sprijiniți la vreme de nevoie. De aceea să rugăm pe Domnul să ne trimită mesaje folositoare de care să putem beneficia pentru a fi ajutați în lucrare. Este un ajutor supranatural și Domnul să-l dea la vreme de nevoie. Amin.